Bună ziua! La 3 luni de zile de la declararea stării de urgență, guvernul nu a reușit să vină încă cu un plan de combatere a efectelor crizei. Și aici vorbim și de criza sanitară și de criza economică și de consecințele sociale ale acestor crize. Știm cu toții că crește numărul de oameni care se îmbolnăvesc de COVID. Știm cu toții că crește presiunea pe sectorul medical. Știm că medicii sunt epuizați, personalul medical este epuizat, iar guvernul a eșuat în întreprinderea unor măsuri care ar fi redus rata de îmbolnăvire. De asemenea, din discuțiile pe care le avem cu oamenii de afaceri, cu agricultorii, în special cu reprezentanții întreprinderilor mici și mijlocii, aflăm în fiecare zi că costurile pe care le suportă aceste întreprinderi sunt foarte mari, costuri determinate de impunerea închiderii acestor întreprinderi pe o perioadă, sisterii activității acestor întreprinderi pe o perioadă. În același timp, guvernul nu a întreprins nimic până astăzi ca să ajute oamenii de afaceri, ca să ajute la păstrarea locurilor de muncă și la păstrarea veniturilor cetățenilor. Așa cum spuneam, acestea sunt lucrurile pe care ni le spun cetățenii în toată țara și din acest motiv, noi venim astăzi cu o listă de acțiuni urgente, anticriză, care le propunem să fie preluate de către guvern și să fie implementate. Unele dintre acțiunile pe care le vom prezenta astăzi aici au fost propuse de noi din primele zile de epidemie. Din păcate, guvernul nu a vrut să preia aceste activități, să le adopte și să le implementeze. Oricum, noi insistăm pe ele. Acestea sunt acțiuni pe care noi le-am consultat cu oamenii, cu oamenii de afaceri, cu agricultorii. Sunt acțiuni pe care le-am consultat cu oamenii din sistemul medical și insistăm să vedem o atitudine mai serioasă din partea guvernului, măcar acum, chiar dacă este foarte târziu, dar măcar acum să se ia acțiuni care să reducă semnificativ efectele negative ale acestei crize. Și în continuare, colegii mei de la PAS vor vorbi pe domenii separate, care sunt aceste acțiuni prioritare care trebuie implementate de urgență. Bună ziua! Eu voi vorbi despre două domenii cheie, despre sănătate și despre educație. Toată lumea cunoaște că situația în sănătate la momentul de față este dramatică. Republica Moldova continuă să înregistreze antirecorduri la numărul de cazuri, de noi cazuri de infectări în fiecare zi. Avem un sistem medical care se apropie de epuizare, cu medici obosiți atât psihic cât și fizic. De asta credem că trebuie întreprins urgent următoarele măsuri pentru a gestiona cumva situația complicată în care ne aflăm. În primul rând, și am spus-o din totdeauna, este foarte important să facem teste și credem că este imperativ guvernarea să-și seteze ca obiectiv să crească capacitatea noastră de testare până la cel puțin 5.000 de teste pe zi. Niciodată Republica Moldova nu s-au făcut mai mult de 2.500 de teste de când s-a început epidemia și credem că trebuie să optăm cel puțin pentru dublarea acestei cifre dacă vrem pe bune să reușim să identificăm toate persoanele asimptomatice, toate contactele persoanelor infectate, în așa fel încât să reducem rapiditatea cu care se răspândește virusul. În al doilea rând, continuăm să insistăm pe crearea unei comisii parlamentare de anchetă. Cu regret, demersul nostru până la moment nu este susținut în Parlament, de către majoritatea parlamentară, dar credem că este foarte important să avem o comisie de anchetă care să clarifice care au fost greșelile care s-au comis până acum și care sunt soluțiile imediate agreate de comun acord cu care trebuie să mergem înainte. Atâta timp cât nu înțelegem unde s-a greșit, nu putem să rezolvăm problemele care sunt. Dincolo de asta, credem că este foarte important să creăm echipe mobile de testare la domiciliu în toată țara, care să ne permită, după cum spuneam, să creștem numărul de teste realizate. Credem că este important să aplicăm condiții stricte de carantină pentru cei diagnosticați cu COVID-19, în așa fel încât persoanele infectate să nu revină acasă și să infecteze toți membrii familiei, dar să găsim o soluție prin care ele poate să fie izolate pentru perioada din carantină, ca din nou să nu pună viața persoanelor apropiate în pericol. Totodată, insistența guvernării de a avea amenzi extrem de mari, dar aplicate selectiv, nu funcționează. Cred că trebuie să avem aceeași abordare pe care au statele europene, amenzi mici,
comensurabile cu salariul mediu pe economie, dar aplicate tuturor, fără nici o diferențiere, în așa fel încât să existe certitudinea pedepsei pentru cei care încalcă regulile de carantină. Deci optăm pentru micșorarea amenzii și pentru aplicarea acesteia pentru toți cei care încalcă regulile. Bineînțeles că continuăm să susținem ideea majorării salariilor lucrătorilor medicali. Am vorbit despre lucrul ăsta din luna martie. Am văzut că există o promisiune din partea guvernării, dar până acum nu o vedem nicicum materializată. De asta vom continua să punem presiune pe acest subiect. Totodată, pentru că ziceam că avem un personal medical obosit și psihic și fizic, credem că se impune oferirea foilor de odihnă pentru medicii care s-au infectat cu COVID-19 și pentru toți cei implicați în tratarea pacienților. Oamenii ăștia au nevoie de un respiro pentru ca să poată reveni la lucru. Vedem că numărul de cazuri nu scade, oamenii se află într-un război continuu și noi trebuie să găsim o soluție prin care să-i ajutăm să se odihnească pentru ca să poată mai departe să salveze vieți. Nu în ultimul rând, considerăm că este prioritară dotarea secțiilor de terapie intensivă, care sunt ultima noastră linie de apărare. Acolo ajung cei în stare gravă, cei care se află pe ultima 100 de metri și dacă nu o să le dotăm corespunzător, nu o să putem reduce rata mortalității. Și bineînțeles că vorbim și despre asigurarea echipamentelor de protecție necesare pentru personalul medical. Este adevărat că ca urmare a donațiilor care au fost recepționate de psihotare, situația s-a îmbunătățit oarecum, dar trebuie să fim conștienți că volumul acestor echipamente care se consumă este foarte mare și ele trebuie achiziționate în permanență. Ori, noi nu vedem guvernul să fi lansat niște achiziții centralizate în ultima perioadă de echipamente medicale care să ne asigure dotarea spitalelor și pentru următoarele 2-3 luni de zile. Credem că lucrul ăsta este imperativ. O să vină valul 2 și în țările, într-o parte din țările europene, o să crească din nou masiv cererea de echipamente. De asta e bine de pe acum să ne facem stocuri, să ne pregătim, ca să nu, după asta să nu ajungem să spunem din nou că nu găsim aceste echipamente pentru că cererea este foarte mare pe piața internațională. Deci astea sunt prioritățile noastre pe sectorul medical, iar pentru educație, în noile condiții, când este imposibil de a desfășura activitatea în mod obișnuit, credem că se impun următoarele lucruri. Am văzut și solicitările din partea societății civile și credem că este un lucru de bun simț ca părinților să descompenseze salariul în cazul în care unul dintre ei stă acasă cu copilul și nu există altă soluție pe care o oferă statul ca să aibă cineva grijă de copil. Grădinițele sunt închise, se pare că vor continua să fie închise pentru că performanța guvernului a fost așa cum este și nu s-a rezolvat problema epidemiei, respectiv trebuie să găsim o soluție ca să achităm acești oameni care stau acasă cu copilul. Pe lângă asta trebuie să trecem la un nou paradigmă în general în educație, unde se pune mult mai mare accent pe tehnologiile informaționale și să ne asigurăm că procesul didactic poate continua și în aceste noi condiții, respectiv se impune asigurarea urgentă cu calculatoarea elevilor din familiile cu venituri reduse și a cadrelor didactice care nu dispun de acestea. Asigurarea fondurilor pentru conexiune la internet pentru toate instituțiile educaționale. Organizarea pe parcursul verii a cursurilor de utilizare a tehnologiilor digitale pentru toți profesorii și managerii care au nevoie de acestea. Sporirea eforturilor de digitalizare a procesului educațional la nivel național și implementarea modelelor de învățare combinată. Completarea cu prevederi necesare a cadrului legal vizând învățarea la distanță din codul educației și subvenționarea de către stat cu 80% a costurilor pentru procurarea softurilor utilizate în instituțiile de învățământ general. Acest set de măsuri ne va permite să, în sfârșit, să ajungem să digitalizăm educația în Republica Moldova, să putem face studii la distanță, în condițiile epidemiei și totodată să ne asigurăm că toți copiii, inclusiv cei din familii social vulnerabile, au acces la aceste noi tehnologii pentru a nu rămâne în urmă și pentru a nu aprofunda acele decalaje sociale care deja există. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor! Eu voi prezenta acțiunile și măsurile prioritare ale PAS în domeniul economie și agricultură. În primul rând, trebuie să spunem că este imperativ necesar să fie controlată răspândirea virusului. Pentru că dacă nu va scade numărul de infectați, vom avea de suferit economic, indiferent dacă
deschidem toate afacerile și permitem activitatea economică. Pentru că atunci când, în condițiile unei pandemii, cetățenii își schimbă comportamentul și continuă să fie scăzută cererea pentru produse. Am văzut că, deși s-au deschis unele restaurante, oricum lumea nu vine. Pentru că atâta timp cât rata de infectare este înaltă, cererea pentru activitatea economică a întreprinderilor va fi scăzută. Această criză economică este caracterizată printr-o contractare masivă și concomitentă a activităților economice în mai multe țări și în mai multe sectoare. De aceea, prioritatea țărilor pe termen scurt a fost păstrarea locurilor de muncă și evitarea unor falimentări în lanț, pentru ca agenții economici, familiile să-și poată ajusta activitatea economică, să poată înțelege cum își pot asigura venituri și activitatea economică în continuare, inclusiv cum pot face comerț, cum pot interacționa cu alte țări și așa mai departe. Însă, pe termen mediu și lung, trebuie să ne gândim la competitivitate. Atunci când Guvernul Republicii Moldova nu ia nici anumite măsuri pe termen scurt, dar celelalte țări în jurul nostru oferă un pachet fiscal semnificativ agenților economici, atunci competitivitatea agenților economici din Republica Moldova scade. De aceea este imperativ, chiar dacă este întârziat, să se ia câteva măsuri hotărâte pentru a ajuta business-ul. Deci, pentru diminuarea consecințelor economice ale pandemiei, PAS a propus câteva măsuri de bază. În primul rând, subvenționarea șomajului tehnic în proporție de 75% din salariul de bază într-o anumită perioadă pentru angajații companiilor care și-au sistat activitatea. Continuă, deși unele întreprinderi au falimentat deja, continuă să fie întreprinderi care au folosit anumite economii și acum se confruntă cu continuarea acestei crize și de aceea este important să-i ajutăm să mențină locurile de muncă. Crearea unui fond de garantare a creditelor contractate de întreprinderile mici și mijlocii cu un plafon de cel puțin 2 miliarde de lei. Deci, fără o asemenea schemă de garantare, băncile nu vor acorda credite și de aceea subvenționarea dobânzilor doar fără o garantare a creditelor nu va permite accesul la finanțe care este foarte necesar la moment. De asemenea, trebuie să ne gândim la integrarea întreprinderilor mici și mijlocii locale în rețelele de producere și lanțurile valorice, inclusiv prin dezvoltarea unei baze de date cu toate serviciile și produsele care pot fi oferite de către întreprinderile mici și mijlocii locale și standardele la care sunt oferite aceasta. În condițiile când lanțurile valorice sunt întrerupte, anume IMM-urile locale ar putea oferi resurse pentru întreprinderile mai mari. De asemenea, propunem stimularea turismului local, inclusiv pentru crearea ghidurilor pentru activități turistice care pot fi realizate în interiorul țării. Vedem că, din păcate, rata înaltă de infectare dau peste cap planurile multor familii de a pleca la odihnă și această informație oferită ar putea genera turism local atât de necesar acum pentru întreprinderile din acest sector. De asemenea, insistăm să fie adoptate câteva proiecte de legi elaborate de deputații fracțiunii PAS în Parlament, care sunt necesare întotdeauna, dar în special în condiții de criză. În primul rând, este vorba despre adoptarea proiectului de lege pentru promovarea tranzacțiilor fără numerar și adoptarea proiectului de lege pentru debirocratizare și acces mai ușor la creditare. De asemenea, credem că această criză arată cât de dificilă este relația între stat și business și este cazul să adoptăm declarația drepturilor micului business, care prescrie foarte clar principiile în baza cărora trebuie să fie relația între întreprinderile mici și mijlocii și
instituțiile statului. Știm că pe lângă criza pandemică și consecințele economice, agricultorii din Moldova se confruntă și cu condițiile climaterice nefavorabile și roada culturilor cerealiere se estimează că se va diminua cu 50% la hectar și a fost afectată în urma înghețurilor din aprilie, a fost afectată roada de prune, migdale, cireșe în nordul țării. De aceea, pentru agricultori, PAS vine cu câteva priorități cheie. Să nu uităm că în agricultură sunt angajați circa 200.000 de oameni și este foarte important să oferim aceste locuri de muncă și suport pentru activitatea economică în agricultură. În primul rând, garantarea creditelor este foarte importantă și în agricultură și aici putem să vorbim și despre niște facilități prin asigurarea unei vacanțe de plată, luând în considerație ciclul economic în agricultură. De asemenea, propunem compensarea pierderilor generate de secetă sau îngheț pentru culturile și semințele afectate în proporție de cel puțin 30% și sprijin pentru procurarea semințelor noi. Agricultorii ne-au spus că dacă se contractează credite externe, ar fi foarte util ca ele să meargă inclusiv pentru procurarea semințelor. Creșterea cu până la 10% a subvențiilor pentru echipamentele sistemelor de irigare și protecție contra calamităților, creșterea ponderii subvențiilor pentru industria de prelucrare a producției agricole în scopul creșterii valorilor adăugate în agricultură și lansarea unui program național de pașaportizare a lacurilor. Din nou, aceste măsuri sunt absolut necesare pentru perioada aceasta de termen scurt a crizei. Suportul statului va afecta competitivitatea produselor moldovenești în viitor și orice strategie de recuperare care va fi elaborată ulterior va depinde inclusiv de aceste măsuri pe termen scurt. De aceea insistăm ca aceste priorități să fie puse pe agenda Guvernului și Parlamentului. Bună ziua! Eu o să descriu succint soluțiile imediate propuse de PAS în trei domenii. Alte trei domenii importante: protecție socială, transparența instituțiilor publice și diaspora. Deci dacă ne referim la protecția socială, este clar că pandemia a lovit cel mai mult în cei vârstnici, în special cei singuratici și în persoanele care au venituri reduse. Zeci de mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă și în același timp mulți dintre ei nu își pot plăti ratele la credit. Și pentru a ușura viața acestor oameni și pentru a aduce mai multă echitate în societate, PAS propune adoptarea următoarelor soluții imediate. Primul rând, e vorba de sprijin pentru vârstnici și solitari prin organizarea livrării pachetelor alimentare pe perioada restricțiilor și oferirea a cel puțin 10 măști chirurgicale gratuite pentru cei din grupul de risc. La doilea rând, propunem amânarea ratelor la credit și a plăților aferente pentru cei care și-au pierdut veniturile în această perioadă. Este vorba de un proiect de lege propus de colegul Dan Perciun, care trebuie adoptat în cel mai scurt timp. Și, în al treilea rând, vorbim despre elaborarea unui program național de recalificare a șomerilor. Acum, dacă ne referim la transparența instituțiilor publice, în general, în timp de criză, încrederea minimă a oamenilor în instituțiile publice este crucială pentru că aceștia să urmeze recomandările și recomandările în timp de stare de urgență. Din păcate, guvernul Dodon a eșuat total în a oferi un grad minim de transparență, interzicerea accesului jurnaliștilor la conferințele de presă și briefing-uri, ne referim la atacurile lui Dodon și Chicur asupra mass media și nepublicarea unor informații elementare de interes public, au știrbit din încrederea oamenilor în autorități, care, cum spuneam, este extrem de importantă în timp de criză. Și pentru a ridica totuși nivelul transparenței a instituțiilor publice, propunem următoarele soluții imediate. Organizarea online a ședințelor Parlamentului în perioada crizei pandemice, prin adoptarea proiectului de lege propus de colegul Sergiu Ilfinenko. Organizarea online a ședințelor Consiliilor Autorităților Publice Locale,
și la sede de asemenea este un proiect de lege deja înregistrat, asigurarea accesării gratuite online a monitorului oficial, publicarea informațiilor cu privire la angajările în, pe timpul stării de urgență în instituțiile sectorilor de securitate, în special MAI și Ministerul Apărării, aprobarea în a doua lectură a proiectului de lege privind transparența CNAM, ceea ce este extrem de important acum, în special în condițiile care se alocă foarte mulți bani în domeniul sănătății și de foarte multe ori în mod ineficient și neclar. Și în ultimul rând să asigurăm acces gratuit pentru presă la orice informație de interes public. La fel este un proiect de lege deja înregistrat care îndemnăm să fie votat de Parlament. Și ultimul domeniu, dar nu în cel din urmă, diaspora. A fost clar pentru toată lumea că atitudinea acestui guvern a fost una disprețuitoare față de cetățenii noștri în străinătate. Acestora li s-a interzis accesul în țara mamă dacă nu au poliță de asigurare procurată. Mulți oameni au fost lăsați baltă, să doarmă în aer liber pe la frontierele țărilor UE și este important acum, în special acum, să dăm dovadă de solidaritate față de acești cetățeni care au făcut atât de mult pentru țară și noi propunem elaborarea acestor trei sau următoarelor trei măsuri imediate. E vorba de evidența persoanelor din diaspora aflate în străinătate care sunt în dificultate și facilitarea reîntoarcerilor acasă, asigurarea rambursării costurilor biletelor de avion pentru zborurile anulate pe timp de pandemie, fie sub formă bănească sau fie sub formă de vouchere sau bilete de călătorie pentru altă perioadă. Și în ultimul rând, lansarea campaniilor de informare cu privire la regulile de aflare și ședere în spațiul UE. De fapt, PAS a și elaborat un website, covid19info.md, în care noi actualizăm constant condițiile de ședere în multe țări UE, Schengen în special, și îndemnăm pe cei din diaspora să acceseze acest site și să se informeze, dar este important ca și guvernul să facă acest efort. Cam asta au fost cele măsurile din cele 7 domenii cheie. Este important să menționăm că există surse de finanțare acestor măsuri. În primul rând vorbim de optimizarea anumitor cheltuieli neesențiale și vorbim aici, după estimările noastre, de o sumă de 3 până la 5 miliarde de lei care poate fi economisită. În al doilea rând vorbim despre accesarea și valorificarea programelor existente de susținere și finanțare de la partenerii noștri externi, UE, Banca Mondială sau FMI și, în ultimul rând, cum spuneam, acest acord de macrofinanțare, suport bugetar de la UE în valoare de 60 milioane de euro, despre care noi vorbim atâta timp, acesta poate fi folosit inclusiv pentru a finanța aceste soluții. Cam asta am dorit să vă spunem. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o zi frumoasă.